Bună, fetelor! Eu sunt Petronela și astăzi o să pregătesc salată de piept cu ardei copți. Pentru salată aveți nevoie de 300 de grame de piept de pui, 5 ardei copți capia, 1 litru de apă, o linguriță de boabe de piper, 2 foi de dafin și o linguriță de sare. Pentru început o să punem la fiert pieptul cu o linguriță de sare. 2 foi de dafin și boabe de piper. Adăugăm și pieptul. Și punem la fiert. Pieptul la fiert, îl scoatem la răcit. Frumos. Îl lăsăm să fie foarte bine răcit. După aia îl tăiem cubulețe. Între timp pieptul a fiert, s-a răcit, l-am tăiat cubulețe, îl voi adăuga, eu voi folosi un robot de bucătărie. Da? O să pun. Eu trebuie să iasă ca o pastă, da? Mai lăsăm câteva secunde. Cam așa trebuie să arate. Am tăiat cubulețe și ardelul copt. Tot ardelul. Îl adaug și pe ăsta și îl fac pastă. Ardelul l-am făcut pastă, îl adăugați peste pieptul de pui, tot ardelul. În funcție de câți ardei puneți, așa va ieși de colorat. Cam așa trebuie să fie. Adăugăm sare, după gust adăugați sare, un pic de piper. Da? Și 2 linguri de maioneză sau cât vreți voi de gras. Acum o să pun într-un bol. Frumos. Este o salată ușoară de făcut, ușor de făcut, dar foarte delicioasă. Salata de piept este gata, cam așa arată. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să dați like și să vă abonați. Vă mulțumesc!